emisiune susținută de Biserica Adventistă. Doamnelor și domnilor, vă salutăm cu frumosul salut creștin, Hristos a înviat. Sunt Ioan Grama și în ocazia aceasta am bucuria să fie în studio cu mine domnul pastor Liviu Bădescu. Fiți binevenit, domnule pastor! Bună seara, mulțumesc de invitație! Tema acestei dezbateri este învierea lui Iisus și învierea morților. Cu 3 zile în urmă, peste 2 miliarde de creștini au sărbătorit cel mai important eveniment din istoria creștină, moartea pe cruce a Domnului Iisus Hristos și învierea Domnului Iisus Hristos. Am vrea să înțelegem însemnătatea acestui eveniment, să înțelegem dacă învierea a fost în trup sau în spirit, dacă este învierea morților în trup sau în spirit și cum să ne pregătim pentru viața veșnică. Dar mai întâi, domnule pastor, ce a realizat moartea pe cruce a Domnului nostru Iisus Hristos? Au fost mai multe lucruri pe care moartea Domnului Hristos le-a realizat. Mai întâi a descoperit întregului univers și ne-a descoperit nouă caracterul Domnului Hristos, faptul că Dumnezeu este dragoste. Marea luptă, conflictul apărut în ceruri la început, odată cu apariția răului în universul lui Dumnezeu, a contestat dreptatea, a contestat caracterul lui Dumnezeu, a contestat dragostea lui Dumnezeu. Ei bine, la Golgota, prin moartea Domnului Hristos, s-a pecetluit odată pentru totdeauna adevărul de nezdruncinat că Dumnezeu este dragoste. Și dragostea constă în însăși ființa lui Dumnezeu. Spune un text din Scriptură, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Caracterul lui Dumnezeu sau dragostea înseamnă și sau are legătură cu a da, iar Dumnezeu a dat totul, a dat pe Fiul Său. Iar în moartea Domnului Hristos să-L înțelegem pe Dumnezeu ca fiind dragoste, Cel care ne-a iubit atât de mult încât a făcut totul pentru ca să ne dea o nouă șansă, o nouă posibilitate. De asemenea, moartea Domnului Iisus Hristos a rezolvat problema vinovăției omului. Prin păcat, prin revolta noastră împotriva lui Dumnezeu, am devenit condamnați, am devenit înstrăinați de Dumnezeu, iar înstrăinarea aceasta, păcatul pe care l-am săvârșit separându-ne de Dumnezeu, înseamnă moartea. Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura ne spune că plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu în Iisus Hristos este viața veșnică. Moartea Domnului Iisus Hristos a rezolvat problema vinovăției omului. Domnul Iisus a suferit pedeapsa în locul nostru. A suferit pedeapsa în locul nostru, da? Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, spune de asemenea cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Adică El nu a păcătuit, dar nouă ni s-a deschis. El a luat ceea ce trebuia să primim noi, a luat moartea noastră. De asemenea, moartea Domnului Iisus Hristos a însemnat, legând de ceea ce am spus mai devreme, iertarea noastră. Deci posibilitatea să fim iertați. Să fim iertați. O inimă vinovată, o inimă condamnată poate să fie iertată. Și aceasta doar prin jertfa Domnului Hristos. Atunci când murea pe crucea Golgotei, Domnul Hristos s-a rugat nu doar pentru cei prezenți, nu doar pentru cei care îl condamnau atunci din punct de vedere fizic și l-au răstignit. Păcatele noastre l-au răstignit. Și când era pe cruce, s-a rugat, Tată, iartă-i, deci nu știu ce fac. Iisus Hristos a semnat iertarea pentru fiecare dintre noi. Și de asemenea, putem vorbi în actul crucii, actul jertfei Domnului Hristos, împăcarea omului cu Dumnezeu care le leagă pe toate. În Romani, capitolul 5, versetul 8 la 11, aș dori să citesc, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. În Iisus Hristos, omul a fost împăcat cu Dumnezeu.
Deci a fost împăcat, adică i s-a dat posibilitatea împăcării, da. Și împăcarea și iertarea depinde de cum se raportează omul la jertfa Domnului Iisus. Am vrea să înțelegem legat de învierea Domnului Iisus, de moartea și învierea Domnului Iisus. Moartea Domnului Iisus Hristos a fost o moarte reală? Deci Domnul Iisus a murit cu adevărat? Pentru că sunt glasuri între cei care contestă învierea Domnului Iisus, spun că de fapt El n-a murit, a suferit și n-a murit, a fost foarte rănit, dar El și-a revenit cumva și apoi a ieșit din mormânt. Da, acum izvoarele pe care le avem și nu sunt puține, confirmă lucrul acesta. Chiar dacă părerea unuia sau altuia și oamenii au dreptul să emită părerea lor. Păreri. Nu îi putem opri. Însă, din punct de vedere al celor care au fost martori oculari, al evangheliștilor, al celor prezenți, avem toată certitudinea că lucrul acesta așa s-a întâmplat. Apostolii vorbesc despre moartea Domnului Iisus Hristos ca fiind un lucru real. De asemenea, atunci când Domnul Hristos era pe cruce, soldații romani au constatat și au verificat, au probat moartea Domnului Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetul 34, vorbește despre momentul când soldatul roman a înțepat coasta Domnului Hristos și de acolo a curs sânge și apă. Normal, dacă nu era mort, ar fi curs doar sânge. Da, și ar fi trebuit să-i distrugă picioarele pentru ca să grăbească moartea, însă nu a mai fost nevoie. Omul acesta avea experiență în domeniul acesta și de altfel, prin gestul lui a împlinit o altă profeție a Scripturii, dar lucrul acesta vorbește despre un fapt. Deci atât relatările apostolilor, a celor care au scris evangheliile, cât și istoricii spun că Iisus Hristos a fost omorât în timpul lui Ponțiu, da, din Pilat. Putem vorbi aici doar de câțiva, dar sunt mulți istorici care confirmă lucrul acesta. Tacitus din secolul 1 vorbește despre Iisus Hristos care a fost omorât în timpul lui Ponțiu Pilat. Deci, de asemenea, Iosif Flavius, Iulius Africanus vorbește despre acest fapt care s-a întâmplat și de asemenea acești autorii extra-biblici, istorici din primul secol vorbesc despre faptul că despre viața oarecum controversată a Domnului Hristos, faptul că El făcea minuni, confirmă lucrul acesta ca modul în care a murit și faptul că se spune despre El că a înviat. Adică sunt izvoare extra-evanghelie, extra-scriptură, oameni neutri, romani, care au menționat acest fapt. Și apoi însă și învățătura care înalță cele mai mari idealuri de cinste, de corectitudine, de adevăr, n-ar fi putut fi construită pe o minciună, că El n-ar fi murit și n-ar fi înviat. Deci, exact. Moartea a fost reală. Moartea a fost dovedită, soldatul acela a verificat, de aceea n-a fost drobiți picioarele și oasele ca să grăbească moartea. A fost îmbălsămat, a fost așezat în mormânt, a fost... Deci trupul lui era mort, da. Iisus era mort. Învierea a fost reală? Pentru că spun unii, da, a murit, însă chiar cei de pe vremea lui spuneau că l-au furat ucenicii. Învierea Lui este o înviere reală? A înviat Iisus Hristos cu adevărat? După cum spun Scripturile, da. După cum spun cei care L-au văzut, care s-au întâlnit cu El, Iisus Hristos a înviat. Mormântul e gol. Dacă astăzi vorbim despre liderii care au format religii, dar care a căror trupuri se află în morminte, mormântul lui Iisus Hristos este gol pentru că El a înviat și s-a înălțat la ceruri. Deci e clar, un argument este acesta, mormântul este gol. Da. Poate ar trebui să fie cel mai sugestiv argument despre faptul că Iisus Hristos este
Fiul lui Dumnezeu, este cel trimis de Dumnezeu, pentru că nu se pomenește în istorie ca un mormânt să fie gol prin numai dacă ar fi fost luate de acolo rămășițele umane. Dar aici se spune că a înviat. Da, acum, apostolii vorbesc despre lucrul acesta și sunt în Evanghelii astfel de relatări că Iisus Hristos a înviat, apoi în epistole, cum spune în 1 Corinteni, capitolul 15, vorbește apostolul Pavel despre învierea Domnului Iisus Hristos. Însă, un fapt care cred eu este de necontestat asupra învierii Domnului Iisus Hristos este acela că apostolii, cei mai mulți dintre ei, nu au murit de moarte bună. Ei bine, dacă și au murit pentru acest adevăr, că Iisus Hristos a murit și a înviat și s-a înălțat la ceruri, pentru acest adevăr în jurul căruia gravitează religia creștină, ei bine, nu poți muri pentru o minciună. Nu poți fi persecutat, nu poți suporta. Dacă ei ar fi știut că l-au scos din mormânt și este ascuns undeva, nu poți muri, nu poți renunța la viața ta pentru ceva care nu există. Cine l-a văzut după ce a înviat? Păi a fost văzut de ucenici, a fost văzut de credincioși, a fost, Scriptura spune că, aș vrea ca să citesc, după ce a înviat, a treia zi, după Scripturi, în 1 Corinteni, capitolul 15, spune că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, spune apostolul Pavel, iar unii au adormit. În urmă i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, spune Pavel. Deci au fost mulți oameni care l-au văzut, martori oculare, nu doar așa unui grup restrâns, obscur. Și de fapt acesta a fost adevărul care a trezit conștiințele. Exact. Adică Iisus Hristos a înviat în ziua cincizecimii, 3.000 de oameni pe baza învierii lui Iisus și a coborârii Duhului Sfânt au primit credința creștină. Exact. Apoi ce mai pot să mai spun? Dacă Iisus ar fi fost în mormânt, ar fi fost simplu de contestat adevărurile lor. Stați un pic. Ce ziceți de el? Uitați-l, este mort. Liderii religioși iudei ar fi vrut să conteste lucrul acesta și ar fi găsit trupul mort al Domnului Hristos și ar fi demonstrat că este o minciună, dar n-au putut să facă lucrul acesta. Argumentul lor a fost că ar fi fost furat în timp ce soldații dormeau. Deci Iisus Hristos a înviat, au fost martori care l-au văzut, peste 500 apostolii care și-au dat viața pentru adevărul acesta și de fapt acest adevăr a câștigat lumea pentru creștinism. Ce însemnătate are învierea Domnului Iisus Hristos în credința creștină? Da, sunt fără învierea Domnului Hristos nu am putea vorbi despre creștinism. Adică învierea Domnului Hristos proclamă triumful lui Dumnezeu asupra răului, asupra diavolului și în final asupra cârligului cu care diavolul prinde pe om și se ridică împotriva lui Dumnezeu, moartea. Și oferă garanția celor care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos că prin el și ei la rândul lor vor fi biruitori asupra răului și asupra morții. De asemenea, învierea Domnului Iisus Hristos arată, demonstrează că jertfa sa ispășitoare, jertfa sa pentru om, jertfa sa înlocuitoare pentru omul păcătos a fost primită de Tatăl, de Dumnezeu. Romani capitolul 4, versetul 25 spune că a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Adică Iisus a murit din cauza păcatelor noastre, iar El a înviat pentru că noi, în Iisus Hristos, am fost socotiți neprihăniți. Adică Dumnezeu a primit jertfa sa
Există posibilitatea iertării. Da. Există posibilitatea iertării pentru fiecare dintre noi. Apoi, un alt adevăr plin de speranță care l-a adus învierea Domnului Hristos, faptul că drumul de la mormânt la viață a fost parcurs. Iisus Hristos a deschis acest capăt de pod, acest drum, că s-a întors din mormânt. Nimeni nu s-a mai întors din mormânt singur, prin propria putere. Au mai fost oameni care au înviat din morți în istoria Scripturii, dar cineva care să se întoarcă fără... Deci au fost înviați de Iisus. Da, au fost înviați de Apostolul Iisus Petru, Hristos, Tabita, de exemplu. Da. Și, deci, această înviere personală arată că El este o persoană divină, că exact. Este Fiul lui Dumnezeu. Și, probabil, ultimul lucru care l-am putea spune aici este că va fi o înviere a morților. A morților. Așa cum spune Sfânta Scriptură în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 20-22, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Iisus Hristos. Adică Iisus Hristos a înviat și în El oamenii. Există garanția învierii în Iisus Hristos. Vă mulțumim, domnule pastor. Doamnelor și domnilor, urmează pauza publicitară, după care ne vom întoarce în studio. Doamnelor și domnilor, continuăm dezbaterea despre învierea lui Iisus și învierea morților. Am văzut că moartea pe cruce a Domnului nostru Iisus Hristos arată că Dumnezeu este dragoste. Arată de asemenea că Domnul Iisus a suferit pedeapsa în locul nostru și că în felul acesta există posibilitatea iertării păcatelor. De asemenea, am arătat pe baza dovezilor Bibliei și a mărturilor istorice că Domnul Iisus Hristos a murit cu adevărat, că a înviat cu adevărat și că învierea sa are o semnătate deosebită, pentru că prin această înviere se arată că jertfa Domnului Iisus Hristos a fost acceptată de Tatăl. Cu alte cuvinte, vinovăția noastră a fost dată la o parte, oricine poate să fie iertat și există o înviere a morților. Acum am vrea, domnule pastor, să înțelegem mai întâi cum a înviat Iisus Hristos. A înviat în trup sau doar, cum se spune, sufletul sau Duhul a fost înviat? În problema aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, este clar, nu lasă dubii. Chiar dacă încercăm să ne exprimăm opiniile noastre, să găsim o explicație logică, eliminând... sau încercând să înțelegem cu mintea noastră limitată sau cu posibilitățile noastre, cei care au fost prezenți, care dau mărturie despre ce s-a întâmplat acolo, ne explică foarte clar. În Luca, capitolul 24, versetul 36 până la 41, spune în felul acesta: pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Plin de frică și plin de spaimă, ei credeau că văd un duh. Deci credeau că... Ei au crezut că văd... Dacă Iisus nu poate fi Iisus cel în trup. Da, ei așa credeau. Cum cred și astăzi unii spun că Iisus a fost un duh, n-a fost un trup. Dar haideți să vedem până la urmă care e concluzia. Credeau că văd un duh, dar El le-a zis: pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, El le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Cu siguranță că vorbim aici despre o persoană în trup, fizică, nu un duh. Domnul Hristos le arată că are carne, are trup, are oase, le arată semnele din palme, din coastă, din picioare, le cere ceva de mâncare, mănâncă împreună cu ei.
înviat în trup, așa ne spun scripturile, așa. Cei care l-au văzut, au văzut un trup, nu? Un duh, un abur, o imagine, și nu au fost puțini care l-au văzut. Adică dacă ar fi fost altfel, martorii oculari, am citit mai devreme că au fost 500 de oameni care l-au văzut pe Domnul Hristos. Cu siguranță că dintre aceștia ar fi fost cineva care să conteste, să spună, stați că eu nu am văzut totuși un trup, eu am văzut o hologramă. Dar oamenii l-au pipăit, au stat cu el. Nu poți să respingi realitatea aceasta. Deci Iisus Hristos a înviat în trup. De fapt, învierea aceasta în trup nu este un lucru greu pentru Dumnezeu. Fiica lui Iair, fata aceea de 12 ani, a fost înviată, fusese moartă. Lazar, după 4 zile, a fost înviat. Tânărul acela din Nain a fost înviat. Tabita a înviat în trup. Deci nu aceasta ar fi problema, ca Dumnezeu să învie un trup. La Dumnezeu nu este problemă, că Dumnezeu nu doar că a înviat, a creat un trup cu viață. Când a creat pe om din țărâna pământului, ne-a creat pe noi ca oameni. Dumnezeu, nu vorbim la Dumnezeu de neputință. Apoi, Domnul Iisus Hristos a plimbat pe malul lacului, a făcut foc, a fript pește atunci când i-a întâmpinat pe ucenicii care nu prinseseră nimic toată noaptea, dimineața dezamăgirilor. I-a așteptat cu pâine și cu pește. Un duh nu aprinde focul. În timpul celor 40 de zile, cât până la înălțarea la cer, Domnul Iisus era în trup. Am dorit să înțelegem acum că am discutat și despre faptul că învierea Domnului Iisus ca om arată de fapt că este învierea morților. Exact. Pe ce ne bazăm când spunem că există o înviere a morților? Iisus a fost om, a înviat. Cum explică Apostolul Pavel acest lucru? Auziți ce spune Scriptura. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Am putea să ne oprim aici. De ce spune în felul acesta Apostolul Pavel? Adică dacă a înviat Iisus Hristos din morți, în trup, înseamnă că există și o înviere a morților. La ce se gândește el când spune, folosește acest argument? Îl folosește ca o garanție a faptului că Iisus Hristos, el a înviat și are puterea să-i ridice din mormânt pe cei care au adormit cu credință, cu încredere în el. Deci, pe de o parte, că Domnul Iisus, fiindcă ne-a răscumpărat, poate să învie. Sigur că da. Pe de altă parte, Iisus a fost om mort și înseamnă că omul mort poate să fie înviat Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, spune Apostolul Pavel. Da. Referitor la garanțiile care avem că va fi o înviere a morților, acest subiect este un subiect foarte, era și pe vremea Domnului Iisus, un subiect foarte dezbătut. Exact. Pentru că saducheii erau ramura aceea religioasă care susțineau că nu există o înviere a morților. Cum a rezolvat Domnul Iisus Hristos această problemă? Ei spuneau, nu există. Uite, de exemplu, dacă ar fi o înviere a morților, o femeie a avut 7 bărbați și dacă vor învia la înviere, a cui va fi femeia aceea? Toți 7 o vor avea de nevastă? Ce a spus Domnul Iisus referitor la acest lucru? Domnul Iisus Hristos a demonstrat că este învierea morților prin învierea lui Lazar, prin învierea fiicei lui Iair, prin învierea tânărului din Nain. Domnul Iisus Hristos a ilustrat, dacă vreți, la nivel micro ceea ce se va întâmpla într-o zi la nivel macro. Și apoi, prin faptul că El a înviat, este o garanție. În jurul învierii, chiar dacă existau contestatari, să zic așa, legat de subiectul înviere, totuși aspectul acesta al învierii a fost speranța tuturor celor care s-au încrezut în Dumnezeu și l-au așteptat pe Dumnezeu să-și împlinească făgăduința pe care a dat-o omului după ce a păcătuit, că sămânța femeii și șarpele va fi distrus, iar omul va avea posibilitatea salvării. Ei bine, istoria profeților, istoria oamenilor credincioși și fiecare dintre ei au privit
înainte spre ziua aceea când toate lucrurile vor fi refăcute și trupurile lor se vor ridica din mormânt. Îmi place să văd aici jurământul pe care Iosif îi pune să-l facă pe copiii lui Israel când erau în Egipt și le spune: când pe voi vă va cerceta Dumnezeu și vă va scoate din Egipt, să jurați-mi că veți lua și osemintele mele, pentru că vreau ca în ziua învierii să mă găsească împreună cu poporul lui Dumnezeu, ca eu să mă odihnesc și să fiu readus la viață din țara făgăduinței din Canaanul lui Dumnezeu. Ei așteptau ziua aceasta, știau că vor trece la odihnă, că vor adormi, dar că într-o zi va fi înviere. De asemenea, învierea este una dintre învățăturile fundamentale ale credinței creștine. Practic este în centru învierea Domnului Hristos și de aici învierea omului. Fără înviere nu-și mai au rostul nimic. Adică spune Apostolul Pavel că dacă n-ar fi înviere, căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința noastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Adică... Deodată cu, dacă dai la o parte doctrina învierii, ai dat la o parte, s-a prăbușit credința creștină. S-a prăbușit totul, da. Că nu-și mai are rost. Crezul creștin spune, așteptăm învierea morților și viața veacului ce vrea să vină. Da. A mai înviat cineva după ce a înviat Domnul Iisus Hristos? Cu siguranță vorbim despre Eutih, care... Acela în ocazia, dar chiar... mă refer la ceea ce se întâmplă în ocazia învierii Domnului Iisus Hristos. De asemenea, martorii oculari, apostolii spun că odată cu Domnul Iisus Hristos au mai înviat și alți sfinți. Am dorit să citim pasajul acesta care se găsește în Matei capitolul 27, pentru că este un pasaj foarte clar care arată că învierea morților este nu numai o învățătură, este o realitate și că morții înviază în trup. Deci în Matei capitolul 27, de la versetul 51, dacă vreți să citiți... Da. Cred că nu este în capitolul 27, cred că vorbim... Matei 27, de la 51. Îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat și s-au despicat, mormintele s-au deschis, da, și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-a arătat multora. Am vrea să reluăm pasajul acesta puțin mai rar. Deci, da. Odată cu, după învierea lui Iisus Hristos, ce s-a întâmplat? Deci, și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Da, ceea ce arăta că... Lucrul acesta s-a întâmplat la moartea Domnului Hristos. Da, la moartea Domnului Iisus s-a rupt perdeaua Pământul aceea. Pământul s-a cutremurat. Da, numai o secundă, perdeaua aceea care s-a rupt arăta că drumul spre Dumnezeu s-a deschis. Nu mai există pe vinovăția noastră. Iisus a luat, noi putem merge la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Exact. Mai departe. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. Este cutremurul acela care a avut loc la înviere. În prima zi a săptămânii, duminică, cum zicem noi, în prima zi a săptămânii a avut loc un cutremur, s-a dat la o parte piatra, un înger a dat la o parte piatra de la mormânt și ce s-a întâmplat mai departe? Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Deci multe trupuri ale sfinților care muriseră. În morminte erau doar niște oase. Da. Însă din rămășițele acelea Dumnezeu a făcut trupuri despre care o să vedem ce fel de trupuri erau. Dar este clar că... Ei au ieșit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Deci avem dovada clară că există o înviere a morților. Da. De fapt, atunci când a fost schimbarea la față, Domnul Iisus a fost însoțit de două persoane. Moise și Ilie.
Ilie nu a văzut moartea, Ilie a fost luat la ceruri. În schimb, despre Moise vorbim, Scriptura spune că a murit, însă a înviat și a fost luat la ceruri. Și îl descoperim înainte de jertfa Domnului Hristos, că vine să-l încurajeze pe Domnul Hristos pe drumul pe care urma să-l parcurgă. De asemenea, în Scriptură, în cartea Iuda, la versetul 11 sau versetul 9, ni se spune acest adevăr că Moise era în mormânt și că și Domnul Iisus s-a dus să-l învie, Satana s-a opus și Domnul a spus Domnul să te mustre. Deci exact. Există o înviere în trup al celor care au murit și care, cum zice acolo, multe trupuri ale sfinților care muriseră, au înviat. Să presupunem că nu ar fi înviere. Atunci, ce rost ar fi avut jertfa Domnului Iisus Hristos? De ce trebuia să moară Iisus dacă... Aș dori ca să mai rămân un pic pe ideea precedentă, pe garanția învierii omului. Vorbim și am pus accent pe faptul că mulți au înviat, că au fost oameni care au înviat și Domnul Iisus Hristos a înviat. Este cuvântul Domnului Hristos care garantează învierea celor morți. În Ioan capitolul 5, versetul 28 și 29, Domnul vorbește despre învierea celor drepți, că vine timpul... Da, când cum spune acolo? Vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și unii vor învia și vor ieși afară din ele. Și vor ieși afară din ele. Vorbim despre această garanție, însă aș vrea ca să mai citesc un verset din Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 32, care spune că el n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Adică dacă Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât l-a dat pe Domnul Hristos să moară, cu atât mai mult lucrul acesta a fost greu, ca fiul său să moară. Cu atât mai mult ne va da și învierea și ne va da și tot celelalte lucruri, tot ceea ce avem trebuință. Mulțumim, domnule pastor. Doamnelor și domnilor, urmează pauza publicitară, după care vom continua. Doamnelor și domnilor, continuăm dezbaterea despre acest măreț eveniment care a avut loc în istorie, învierea Domnului Iisus, și tema noastră este învierea lui Iisus și învierea morților. Am văzut că prin moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce s-a făcut ispășire pentru păcatele noastre, El a suferit pedeapsa în locul nostru. În același timp, această jertfă a fost primită, există posibilitatea iertării, posibilitatea ca fiecare dintre noi să putem beneficia de înviere dacă vom muri. Și am văzut că învierea lui Iisus a fost o înviere în trup, că învierea morților este tot o înviere în trup. O să continuăm această dezbatere. Am văzut că în momentul învierii Domnului Iisus în Ierusalim s-au deschis multe morminte și trupuri ale sfinților care muriseră au înviat și ei au ieșit din morminte și s-au arătat în cetate, ca să spună și altora care erau în dubiu că Iisus este cu adevărat Mesia. Am vrea, domnule pastor, să presupunem că nu ar fi o înviere. Dacă nu ar fi o înviere, cum am putea să înțelegem jertfa Domnului Iisus? Ce rost are jertfa Domnului Iisus? De ce vorbește Biblia despre înviere? N-ar mai avea rost. Și fără învierea Domnului Hristos, jertfa nu are rostul. Și creștinismul și-ar pierde semnificația și ar exista degeaba, adică nu ar rezolva nicio problemă. Învierea Domnului Hristos este soluția la problema umanității, moartea. Deci moartea și învierea Domnului Iisus este soluția pentru moartea noastră, pentru problema noastră, faptul că suntem muritori, că murim, însă dincolo de moarte este speranță, este înviere, garanție fiind jertfa, fiind învierea Domnului Hristos. Da, și ați amintit versetul acela în care Iisus spune, vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul. Dincolo de mormânt este speranță prin învierea Domnului Hristos. De aceea Apostolul Pavel le spunea credincioșilor atunci când experimentau
moartea celor dragi, vorbind despre învierea Domnului Hristos și despre acest adevăr că este o înviere a morților, le spunea: mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 21. Deci, să nu cumva să cădem în deznădejde ca ceilalți care nu cunosc adevărul că va fi o înviere și să ne mângâiem, pentru că vom avea parte să ne întâlnim cu cei dragi. Acum, există această suspiciune, acest dubiu că, de fapt, sufletul este nemuritor și, fiind nemuritor, omul nu moare. Da. Acum, sigur, dacă nu moare, de ce mai este înviere? Dar să zicem ce se spune, cu sufletul este nemuritor și, de fapt, omul când moare, nu moare, sufletul se duce nu știu unde. Cum este, de fapt? Am arătat sau am vorbit după Scripturi în prima parte a emisiunii asupra faptului că Domnul Hristos a înviat în trup. A fost o realitate palpabilă, să zic așa. Aș vrea ca să citesc în Sfânta Scriptură, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51 la 54 spune așa: iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Deci, cuvântul pe care l-am citat spune că trupul acesta va învia. Și trupul acesta, în același timp, va fi transformat. Și îmbrăcat într-un trup nemuritor. Trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, va fi îmbrăcat de Dumnezeu. Dar nu altceva. Vorbim despre trupuri. Cei care vor învia, vor învia în trup. Nu... Dar ce se întâmplă cu sufletul? Pentru că se crede că sufletul ar fi nemuritor. Omul când moare, ce se întâmplă cu omul la moarte? Acum, se cred multe în lumea aceasta și sunt influențe. Însă, dacă ar fi să fim biblici, să rămânem doar asupra ceea ce spune Scriptura, ceea ce au crezut apostolii cu privire la moarte, Scriptura spune că noi, eu și dumneavoastră și telespectatorii noștri, suntem suflete vii. Când Scriptura vorbește despre suflet, vorbește despre suflet viu ca fiind trup și gândire, și partea spirituală. Da. Însă când vorbește Scriptura de cei care au adormit sau cei care au murit, vorbește în felul acesta. Eclesiastul, capitolul 9, versetul 5 și 6 spune așa: cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită, și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit. Și niciodată nu vor mai avea parte de ceea ce se petrece sub soare. Versetul 10. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. În locuința morților nu este nimic. Deci omul încetează să gândească. Și aș vrea ca să mai citez încă, să mai aduc încă un argument. În cartea Iov, capitolul 14, începând cu versetul 10, spune: dar omul când moare, rămâne întins. Omul când își dă suflarea, nu mai este. Cum pierd apele din locuri și cum seacă și se usucă râurile, așa se culcă omul și nu se mai scoală. Cât vor fi cerurile, nu se mai deșteaptă, nu se mai scoală din somnul lui. Versetul 21. De a ajung fiii lui la cinste, el nu știe nimic. De sunt înjosiți, habar nu are. Deci omul mort este mort. Nu mai știe absolut nimic. Cum ați citit acolo, dorm. Noi vom adormi sau cei care vor adormi vor învia. Deci e clar. Vestea bună este că
omul învie, dacă da. Când va învia, când va avea loc această înviere a morților? Scriptura ne lămurește cu privire la lucrul acesta. Însă aș vrea să mai aduc încă un argument. Dacă ar fi să vorbim despre faptul că omul când moare trece într-o altă sferă și este nemuritor, să acceptăm credința aceasta sau învățătura aceasta care vine de la însuși diavolul, care vroia să fie ca Dumnezeu și a pus în inima omului această gând de a fi ca Dumnezeu. Și a spus că nu veți muri. Doar, dacă nu veți muri, că doar Dumnezeu este nemuritor, dacă ar fi să acceptăm minciuna aceasta, ar însemna să dăm la o parte alte adevăruri fundamentale ale credinței creștine, cum ar fi învierea. Dacă omul când moare ajunge în ceruri sau în iad sau în rai, de ce mai este nevoie de înviere, să iasă din morminte? Că Domnul Hristos spune că vor ieși din morminte. Ce rost mai are să-l mai treci din nou dacă el deja este acolo unde trebuie să fie? Apoi un alt, nu mai vorbim astăzi de înviere dacă direct trecem într-o sferă sau în alta. Apoi, ce rost mai are a doua venire? Pentru că Scriptura vorbește că atunci când Domnul Hristos va reveni, și voi cita textul acesta din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, mormintele se vor deschide și morții vor învia. De ce să mai vină Iisus Hristos a doua oară pe pământ când deja cei ai Lui sunt acolo? Nu mai are rost. De ce mai e nevoie de judecată? Dacă atunci când încheiem viața pe acest pământ, unii merg într-o parte și ceilalți în alta. Nu mai avem nevoie de judecată, deci, lucrurile sunt este clare. Că omul este în mormânt și vine așteaptă ceasul, când va veni ceasul acela în ziua al învierii, când mormintele se vor deschide și... După făgăduința Domnului Hristos, da? Lucrul acesta îl găsim, de exemplu, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 13, spune: nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit, ca să nu vă întristați ca cei care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Deci textul este foarte explicit. La venirea Domnului Iisus Hristos a doua oară, cei drepți vor învia, iar exact. Cei drepți în viață vor fi schimbați și cu corpuri proslăvite, îmbrăcate în nemurire, vor fi înălțați la cer. Exact. Ce se întâmplă cu ceilalți? Biblia vorbește despre două învieri, chiar trei, dar în special două învieri, două categorii, din punct de vedere al categoriei al celor care vor învia pentru viață și cei care vor învia pentru judecată. Cei care vor învia pentru viață, învierea aceasta are loc la cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos, care a promis că se va întoarce, merge să pregătească un loc în Ioan capitolul 14 și după ce se va merge, se va întoarce și va lua cu el pe cei care cred în el, pentru că acolo unde este el să fim și noi. Și cealaltă categorie pentru judecată, realitate care se va întâmpla conform scripturilor după 1000 de ani de la învierea celor drepți. Deci la învenirea lui Iisus, cei care nu vor avea parte de înviere rămân în morminte, iar exact. Cei care nu vor fi proslăvit mor și pământul. Nu avem timp să discutăm pe la despre acest aspect, dar a doua înviere, deci după 1000 de ani. Apocalips, capitolul 20, versetul 6 și 7 și învierea specială, cei care l-au condamnat pe Iisus la moarte, atunci Domnul Hristos a făcut o profeție și a spus: veți vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului. Iar Apocalipsa confirmă lucrul acesta, că cei care l-au străpuns îl vor vedea venind pe norii cerului. Și vor muri de groază. Vor învia și vor muri și în sfârșit. Cum să ne pregătim ca să avem parte de prima înviere, la venirea lui Iisus Hristos? Să fim găsiți vrednici, sau dacă suntem în viață și am vrea să fim în viață, să fim găsiți vrednici pentru viața veșnică. Domnul Iisus Hristos ne învață și Scriptura ne învață în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 22, spune Tatăl
nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl. Aș dori ca versetul 24 în principiu să-l aduc înaintea noastră. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Care este condiția? Spune Domnul Hristos, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în mine, nu va muri. Adică credința în Domnul Iisus Hristos, credința în El că a murit pentru păcatele noastre, ca jertfă de ispășire, credința că El a înviat și că El ne va învia, încrederea aceasta în El ne asigură biletul către veșnicie. Dar, de asemenea, nu doar lucrul acesta, o credință rațională sau intelectuală, spune că cine ascultă cuvintele mele, ce înseamnă? Ascultăm cuvintele Domnului Hristos. Adică, ceea ce El ne învață, noi să trăim, să le primim în viața noastră, să le punem în practică. Dar noi suntem ființe păcătoase. Am trăit o viață cu obiceiuri greșite, am călcat legea lui Dumnezeu. În momentul când noi îl acceptăm pe Iisus ca mântuitor, că a murit în locul nostru, deci noi suntem împăcați cu Dumnezeu. Împăcați cu Dumnezeu. Dar ce se întâmplă cu caracterul nostru? Da. Cu mintea noastră, cu inima noastră? În momentul în care îl primim pe Iisus Hristos, El șterge vinovăția noastră. Însă, așa cum a spus celor păcătoși cu care se întâlnea când era în viață, cărora le dădea iertare, du-te și să nu mai păcătuiești. De acolo începi o altă viață. De acolo, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos a făgăduit că trimite, că ne dă putere. Duhul Său, Duhul Sfânt va fi Cel care ne va da putere să trăim o viață curată. Domnul Hristos spunea, eu v-am dat o pildă pentru ca și voi să faceți ce am făcut eu. În viața noastră de zi cu zi, să urmăm pilda Domnului Hristos. Atunci când suntem tentați să facem rău, să ne aducem aminte cum a făcut Iisus Hristos cu cei care îi făceau rău. Le-a oferit iertare, le-a oferit bunătate. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere ca să procedăm exact ca El. Mulțumim, domnule pastor, mulțumim pentru această dezbatere. Din păcate trebuie să ne oprim. Doamnelor și domnilor, Hristos a înviat și este o înviere a morților. Este o înviere pentru viață veșnică, o preschimbare a noastră. De aceea spune Scriptura că pe acest Hristos Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor. Adică dacă noi credem ceea ce spune Dumnezeu, că El a murit în locul nostru, și dacă mergem la Domnul Iisus să ne dea iertarea păcatelor, să ne dea Duhul Sfânt care să ne schimbe ca să putem fi în ceruri, vom trăi această experiență. Vă dorim să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, să primiți iertare și o inimă curată, o minte sănătoasă, ca să avem cu toții parte de viața veșnică câștigată la cruce. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere, până miercurea viitoare! Susținută de Biserica Adventistă.